Stimați prieteni, bună ziua! Astăzi suntem la cea de-a noua întâlnire și subiectul discuției noastre este piața produselor petroliere. Avem și motiv pentru care să discutăm. Ieri a intrat în vigoare așa numita nouă metodologie, de ce așa numita, vom vorbi mai târziu, de calculare prețul produselor petroliere. Tot ce ne interesează pe noi, ce ne așteaptă și ce este de făcut dacă sunt anumite probleme sau carențe la această metodologie. Vreau să reamintesc că aceste discuții pe subiecte economice este un proiect comun viitor împreună cu Privesc EU, de aceea ne puteți urmări pe pagina oficială Privesc EU sau pe pagina Ides Viitorul, de asemenea pe pagina mea personală ioniță.md. Totodată, dacă mergeți pe pagina mea la ioniță.md, în partea dreaptă vedeți rubrica analize economic și acolo găsiți absolut toate celelalte emisiuni legate cu cu viața economică din Republica Moldova. Dar acum să ne întoarcem la piața produselor petroliere. După cum am menționat, ieri pe data de 1 iulie a intrat în vigoare noua metodologie. Înainte de a vorbi de noua metodologie, să facem o scurtă retrospectivă, să ne aducem aminte de unde a apărut această scandal, situație neplăcută piața petrolieră care s-a finalizat cu metodologie nouă. Să vedeți că trăim un deja vu pe care l-am mai avut odată în 2016 și este amuzant și am râde dacă n-ar fi de plâns. Aș vrea acum să vă uitați la grafic, aș vrea să vă uitați la grafic evoluția prețurilor produselor petroliere piața internațională. Deci anul trecut, Republica Moldova și ca și toată lumea beneficia de cele mai mici prețuri la produsele petroliere din ultimii 15 ani. Petrolul Brent european pe piața internațională anul trecut a fost la 41,8 dolari per baril, prețul minim de ultimii 15 ani. Am avut un preț similar în 2016 și aici este ironie și deja viu, dacă vă aduceți aminte, scandalurile și prima dată când a fost aprobată o metodologie a fost în 2016. De fapt, atunci când avem cele mai mici prețuri, atunci când prețurile pe piața internațională scad, noi, în loc să ne bucurăm de acest beneficiu de scădere a prețurilor, în Republica Moldova totuși termină cu scandal. Așa a fost în 2016, când noi ne-am revoltat de faptul că în Republica Moldova prețurile nu sunt așa cum trebuie să fie, a intervenit Parlamentul, a intervenit ANRE-ul și s-a aprobat o metodologie. Așa s-a întâmplat și acum, a intervenit Parlamentul, a intervenit ANRE-ul, numai că dacă data trecută a fost cât de cât a fost o intervenție inteligentă, data aceasta s-a mers pe alături și avem o situație foarte neplăcută. Dacă ne uităm în următorul grafic, chiar și ca să arăt drama prin care trecem noi, deci loc să avem o bucurie și o satisfacție de ceea ce se întâmplă, noi din păcate avem o nesatisfacție și o nemulțumire de ceea ce avem, tot anul trecut Republica Moldova, pentru toată paleta de resurse energetice, a plătit cel mai puțin din ultimii 15 ani. Deci toate tipuri de resurse energetice, și reamintesc, Republica Moldova importă aproape 100% de resursele energetice. Aici de bază avem gazul, energie electrică, produsele petroliere și mai importăm ceva puțin cărbune. Deci dacă ne uităm atent, anul trecut noi am importat de 589 de milioane de dolari tot segmentul de resurse energetice. În anii când prețurile erau mari, aceasta este peste două ori mai puțin. Noi am economisit anul trecut peste 600 de milioane de dolari, numai din simplu motiv că prețurile de import au fost mici. Cei care acum mă ascultă spun, domnule, dumneavoastră sunteți serioși, cum adică noi am economisit? Noi n-am simțit. Deci contextul internațional a fost unul favorabil, prețurile internaționale au fost unii favorabile, numai că noi, din cauza reglementării proaste, nu am simțit lucrul acesta, nici la produsele petroliere, n-am simțit-o, nici la gaz, nici la energie electrică, mai mult unii operatori chiar și-au raportat pierderi. Ca să mă întorc înapoi, să înțelegem ce a fost anul trecut, ne uităm atent la evoluția prețului de import a benzinei. Dacă vedem foarte atent, anul trecut, prețul de import a benzinei a scăzut, l-am convertit din dolari per tonă, l-am transformat în lei per litru. Ca să fie foarte clar pentru fiecare, dacă în anul 2019 noi am ajuns până la 9 lei și aproape 20 de bănuți prețul de import a unui litru de benzină, atunci în anul 2020 prețul a scăzut cu aproape 6 lei, a ajuns la 3 lei 62 de bănuți un litru de benzină. Acum a crescut, deja el depășește 8 lei, noi în primul trimestru avem 7 lei 47, el continuă să crească din cauza că prețul la petrol pe piețele internaționale acum tot crește. Dacă v-ați uitat atent și am să rog să dăm cu două grafice înapoi la evoluția prețului la petrol pe piețele internaționale, vedeți foarte bine că anul trecut a fost 41,8
dolari per baril, acum s-a ridicat la 64,8 în prima jumătate a anului și este tendința de creștere. Deci am avut în primele trei luni, am avut undeva 64 dolari, în a doilea trimestru avem peste 75 de dolari, avem doar cifrele preventive, încă nu sunt toate cifrele, suntem doar în a doua zi după ce s-a finalizat trimestrul, cred că într-un scurt timp vom avea cifrele finalizate, dar în mediu avem aproape 65 de dolari per baril, ceea ce înseamnă creștere de 55% a unui baril de petrol, lucru care evident s-a manifestat și pe piața internă a Republicii Moldova. Anul trecut, cât n-ar fi de straniu, noi am avut cel mai mic preț mediu la benzină din ultimii 10 ani. Am luat analiza prin anul 2010, când prețul unui litru de benzină medie anual a fost de 13,77 lei de bănuți. După asta a fost în continuu în creștere, dar aici, iar anul trecut, prețul mediu de vânzare a fost 15,93 lei de bani. Deci doar în 2010 am avut un preț mai mic. În rest, în fiecare an, prețul de vânzare a unui litru de benzină a fost cu mult mai mare. Cu toate că am avut cel mai mic preț, oamenii sunt nemulțumiți. Din cauza că adaus comercial a companiilor în 2020 a fost mult mai ridicat decât trebuie să fie de obicei. Și dacă observați, noi am avut un adaus comercial astfel ridicat în 2015. S-a început scandalul și a fost nevoită să intervină Parlamentul și ANRE-ul ca să aprobe o nouă metodologie în 2016. Și am avut scandal în 2020 și avem iar. Deci noi avem același deja viu care a fost în 2016. Vă uitați atent, în 2015 am avut adaus comercial mare. În 2020 am avut adaus comercial mare. Ce drept în 2020 o să facem o mică specificare. Nu vreau să apăr companiile petroliere, dar să reamintim că în anul 2020 am avut perioada de COVID. Și într-adevăr, cel mai mare adaus comercial care l-au aplicat companiile petroliere a fost în luna aprilie. Am vorbit despre aceasta din numărate ori și pe pagina mea puteți găsi la rubrica produsele petroliere, puteți găsi toată analiza respectivă unde noi arătăm cât de mare a fost adaus comercial. Ce drept în acea perioadă, la noi consumul de petrol, anume în lunile acestea când a fost cel mai mare adaos comercial, a scăzut cu peste 40%. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Reamintesc pentru cei care au uitat, în acea perioadă transportul de pasageri a scăzut cu 95%. La noi practic de 20 de ori s-a redus numărul de călătorii. Oamenii nu ieșeau nicăieri, nu mergea nicăieri, consumul a scăzut. Deci nici cetățenii în mod privat nu mergeau, nici ceilalți. Alte companii au fost nevoiți să trimită oameni în concediu, au fost nevoiți să disponibilizeze cei din industria petrolieră, deoarece reglementarea este proastă, ei și-au putut permite să pui un preț mai mare și de fapt ei n-au concediat pe nimeni, toată lumea a lucrat. Dacă vreți, putem să ne bucurăm pe faptul că noi am plătit mai mult pentru ca oamenii să lucreze. De fapt, din cauza că reglementarea este proastă, ei au putut să-și permită luxul să ne dea un preț mai mare și n-au concediat pe nimeni. De fapt, mulțumită nouă că am plătit mai mult, toți oamenii din industria petrolieră, companiile care petroliere, n-au fost concediați. Dar să mergem mai departe. Toată această situație, de fapt, ne arată un lucru foarte clar. În Republica Moldova, întotdeauna că se întâmplă niște mișcări bruște pe piața internațională, când prețul brusc sare, când prețul brusc crește la noi din cauza reglementării proaste, din cauza că avem o țară unde calitatea prestației instituțiilor publice lasă de dorit, noi întotdeauna se finalizează cu o nemulțumire totală a populației. Eu nu sunt adeptul prețurilor mici, eu nu sunt adeptul prețurilor mari, eu nu consider că noi trebuie cu orice preț să facem nu știu ce. Eu consider că în țara noastră trebuie să fie roată legea prețurilor corecte. Deci tot ce nu are Republica Moldova, nu prețuri mici, nu prețuri mari, Republica Moldova nu are prețuri corecte. Ce ești o să fac ANRE-ul? Nu trebuie să ne fericească pe noi cu o săptămână înainte de alegeri cu prețuri mici, ca după aceasta să explodeze prețul în sus. Noi nu avem nevoie de aceasta. Noi avem nevoie ca ANRE-ul, în sfârșit, conform legii, să facă o metodologie care să le permită nouă să fim siguri întotdeauna că noi plătim un preț corect la produsele petrolele, în conformitate cu regiile pieței și în conformitate cu costurile aprobate de către ANRE, lucruri de care noi nu avem. Și înainte de a trece la metodologie propriu-zis și la riscul care are această metodologie, vreau doar să vă arăt care este structura prețului și am luat anul 2017, când am avut, să zicem așa, un preț mai mare și anul 2020. Dacă vă uitați atent, prețul la benzină, într-adevăr, prețul final a scăzut la 16,92 lei până la 15,93 lei. Prețul de achiziții a scăzut foarte mult, dacă observăm, aproape 3 lei. În schimb, au crescut impozitul și a scăzut
adaus comercial a companiilor. Deci, practic, la noi, prețul, noi n-am avut un preț micuț anul trecut, nu doar din cauza companiilor, dacă vă uitați atenți, la noi a crescut aproape cu un leu impozitele produsele petroliere. Este legat că la noi în fiecare an se indexează accizul. Dar să ne întoarcem la metodologie și, de fapt, despre ceea ce vrem noi să discutăm. Încă o dată repet, Republica Moldova este importatoare netă de resurse energetice, inclusiv de produsele petroliere. Noi suntem strânși legați de tot ce se întâmplă pe piața internațională. Capacitatea noastră de a interveni este aproape nulă. Unica ce putem face noi, cu inteligență, să reglementăm calitativ piața produselor petroliere în Republica Moldova. Și să o facem lucrul acesta într-un mod civilizat, normal, nu în perioada de criză cum am făcut în 2016, nu în perioada de criză cum o facem în 2021. Deci întotdeauna când ceva explodează, noi repede fugim și strângem pojarul. Nu, noi trebuie liniștiți, facem ordine și să avem prețuri corecte. Aici încă o dată vreau să mă repet. Ce avem noi la ziua de astăzi? În primul rând, ceea ce în reu o reclit metodologie, de fapt, vă spun cu toată certitudinea, nu este metodologie. ANRE nu a aprobat o metodologie. Ceea ce a aprobat ANRE este o rușine națională, lucru care trebuie să-l constatăm, și de fapt ce au făcut ei? Loc să vină cu niște costuri. De ceea ce nu este în această metodologie, nu există o structură a costurilor eligibile. Deci tot ce trebuie să facă ANRE în cazul produselor petroliere, trebuia să aprobe o structură a costurilor eligibile, date pe care ANRE le are, deci el nu trebuie să le caute undeva, ele există la ANRE și ANRE trebuie să spună, producătorii au costuri de transport, au costuri operaționale în interior, să facă lista costurilor eligibile, ce se acceptă, ce nu se acceptă și în baza listei costurilor eligibile, publice, transparente, cunoscute de toată lumea, să se aprobe metodologia și în baza acestor costuri eligibile, deci metodologia trebuie să conțină structura costurilor eligibile, mărimea acestor costuri eligibile cu argumentarea necesară în nota informativă, iar în baza acestei structuri și costuri argumentate, să aprobă acei coeficienți care au aprobat ANRE. Așa ceva nu există. Deci asta este prima carență a metodologiei. ANRE nu a publicat absolut nimic. Doi, această metodologie este pur și simplu contrar legii. Nu voi intra în detalii, doar vreau să mă credeți că această metodologie contravine legislația în vigoare și ea pur și simplu nu corespunde ce trebuie. Și în sfârșit, ANRE n-a făcut absolut deloc datele, într-un mod netransparent, n-a publicat absolut nimic, de unde au luat cifrele, ce cu cifrele acestea și dacă ne uităm atent, cei care nu sunt prietenesc cu matematica, deci ce au făcut simplu, au luat costurile medie și le-au pus ca costurile plafon de sus. În felul acesta ei au creat o perturbață pe piața petrolierei și voi arăta doar câteva elemente, riscurile eminente despre care am vorbit și eu aici mai voi opri la câteva riscuri care vă rog să fiți ținut minte, ele sunt aici în spatele meu, dumneavoastră le vedeți, dar acestea nu sunt ceva care noi presupunem, sunt riscuri adevărate. Am fost contactat, unul din motivele ce am ieșit astăzi cu acest subiect este că am fost contactat de micile companii petroliere care pur și simplu acum așteaptă și încearcă să găcească când ei vor fi nevoiți să închidă, piste o săptămână, piste două sau vor supraviețui mai mult. Deci această făcătura ANRE-ului, nu vreau să spun că este metodologic, încă o dată repet, nu este metodologic deoarece nu are o structură a costurilor aprobate, nu are absolut nimic și nu există niciodată public în baza căror noi, ca experți, putem face evaluare, să ne dăm seama cât de corect este metodologia și cât de corect sunt tarifele aprobate, deci noi nu avem capacitatea să facem acest lucru deoarece nu există date publice și ANRE-ul nu a considerat necesar să fac ceva public, deci lucru care se va finaliza, se va instaura un monopol în Republica Moldova. Datorită acestor prețuri care au fost acum fixate, de acestor plafonări fixate de ANRE, marile companii își pot permite luxul să treacă de alegeri, că vom avea alegeri săptămâna viitoare și după aceasta va trebui ceva de făcut, doar sper că noi ne va veni mintea în cap și o face înainte de alegeri acest lucru. Marile companii, cum au supraviețuit după alegerile, vom avea o explozie asta a prețurilor, asta deja mi-e clar, din cauza ceea ce s-a făcut acum. Numai nu-ți face ordine pe piața produsului petroliere, în schimb, micile companii vor dispărea. Și ceea ce trebuie să facă ANRE și Consiliul Concurenței, de fapt, eu mă miră faptul că Consiliul Concurenței în acest caz nu a intervenit,
Consiliul Concurenței în prezent are obligația să spună că ceea ce a aprobat ANLE contravine normelor legii privind concurența din simplu motiv că creează condiții de monopolizare a pieței, deoarece ceea ce a făcut ANLE va lichida micile companii locale care mai sunt și aceste companii pur și simplu vor dispărea și nu vom trezi cu un monopol de 2-3 companii. Aici vreau să fac o mică paranteză, poate multă lume nu cunoaște, dacă în dumneavoastră mergeți pe țară și veniți o rețea petrolieră sau alta, să știți că în cea mai mare cazuri nu vorbim de o companie sau alta. Majoritatea stațiilor PECO sunt proprietatea unor oameni de afaceri locali care prin franșiză sau dau închirie rețelilor mari și de fapt pe ei acum se va răsfrânge tot acest pierdere, deoarece în condiția când compania ia închirie, ea își va lua ei toată banii și nu va plăti chiria. Într-așa fel sunt făcute contractele că micii proprietari de picouri pur și simplu vor dispărea. Al doilea lucru care n-a ținut cont în leu este că au luat prețul mediu. Dacă ați fost atent în slide-ul care l-am prezentat eu, prețul mediu din țară, am făcut o mică notă. Prețul la panou este de regulă cu 3% mai mare decât prețul mediu din țară. Deci la panou, dumneavoastră când ați văzut, spre exemplu, prețul, aici am să vă dau așa ca să fiu mai clar, 15,93 lei, cineva poate spune, domnule, n-a fost așa ceva prețul mediu, este prețul mediu de comercializare. Însă la panou prețul a fost undeva cu vreo 70 de bănuți mai mari. Din ce cauză așa se întâmplă? Deoarece majoritatea companiilor petroliere oferă reduceri comerciale agricultorilor și micilor întreprinzători. Agricultorii sunt într-o situație foarte dificilă. Ei, în primul rând, plătesc acciză pentru drumul în care nu-l folosesc. Vă dați seama un tractor care toată ziua are, el trebuie să plătească pentru motorină sute de mii de lei anual acciză, dar el, de fapt, nu merge pe drum. Hai, tractorul poate mai merge, dar combinul cu certitudine nu prea merge pe drumuri. Și atunci, producătorii agricoli, de fapt, companiile petroliere, pentru a-și atrage clienții, oferă reduceri comerciale. ANRE-ul, prin ceea ce au făcut în prezent, lipsesc companiile de posibilitatea să ofere reduceri comerciale. Am impresia că avem un sabotaj înainte de alegeri. Alegeri sunt săptămâna viitoare și, de fapt, noi putem să constatăm că nici în agricultor, cei care pe noi, de fapt, ne interesează și mici întreprinzători nu vor avea în prezent reduceri și ei vor fi primii care vor ieși în stradă, deoarece ei prețul automat va crește cel puțin cu 50-70 de bănuți, dacă nu chiar cu un leu. Deci asta este următorul viciu care îl aduce această metodologie aprobată, să zicem așa, pe negândite. Al treilea lucru, acolo unde sunt rulaje, companiile cumva ar putea supraviețui câteva săptămâni. Cu certitudine nu vor putea supraviețui stațiile PECO din zonele mai îndepărtate. În felul acesta noi riscăm să avem stații PECO doar pe traseele naționale, în centre raionale, iar în alte zone mai îndepărtate a țării, pur și simplu vor fi închise stațiile PECO. Și ultimul lucru, într-așa fel a fost făcut în prezent sistemul, că noi cel mai probabil ne vom confrunta cu lipsa de produse petroliere în cel mai scurt timp. Eu intuiesc companiile petroliere, pur și simplu vor fi nevoite să-și sisteze activitatea în condițiile în care suntem noi. Ce este de făcut? Deci, ceea ce a făcut în prezent ANRE-ul, din păcate, a creat doar perturbații pe piața produselor petroliere, altfel decât sabotaj economic. Acest lucru nu poate fi etichetat. Acest lucru, cu certitudine, duce la monopolizarea pieței, duce la lichidarea infrastructurii, în special în periferia țării, a stațiilor PECO și, cel mai grav, anulează orice posibilitate de a ajuta agricultorii cu prețul redus la produsele petroliere. În aceste condiții există doar două soluții. Prima soluție este în regim de urgență. ANRE-ul să-și anuleze propriul metodologie și să vină cu o metodologie în conformitate cu legislația. Repet, metodologia ANRE-ului trebuie să conțină structura costurilor eligibile, argumentarea privind costurile și, în sfârșit, plafonul în baza structurii eligibile și argumentele date. ANRE-ul trebuie să vină cu toate datele pe care el le deține și el are structura costurilor aprobate oficial, el are astfel de date, el trebuie să vină cu o nouă metodologie ca orice persoană, orice expert din țara noastră, orice persoană interesată să poată să convingă că prețul aprobat este unul corect. Deci asta trebuie făcut. Deci ANRE-ul trebuie un regim de urgență să-și anuleze propriul regulament. Dacă ANRE-ul nu face acest lucru,
Atunci guvernul în regim de urgență, chiar la începutul ziua de luni, marți, trebuie prin judecată să obțină anulare acestui regulament din simplu, aceste metodologii, din simplu motiv că Republica Moldova nu își mai poate permite luxul de fiecare dată când sunt perturbați piețele produsele internaționale, avem un șoc, avem o nemulțumire și avem o metodologie proastă, pe care vă aduc aminte, după un scurt timp o anulăm. Deci noi asta nu suntem prima dată, nu este a doua oară și mă tem că dacă nu vom fi inteligenți, nu va fi nici ultima dată. De ce? Noi avem nevoie de metodologii corecte, noi avem nevoie de prețuri corecte și noi avem nevoie că atunci când avem niște prețuri favorabile pe plan internațional, economia Republicii Moldova, cetățenii Republicii Moldova se bucură de prețuri mici, dar să nu finalizăm ca de fiecare dată cu scandal. Ceea ce este tragic pentru noi, dacă vă uitați în grafic, toate scandalurile în Republica Moldova sunt atunci când, de fapt, noi trebuie să ne bucurăm de prețurile internaționale mici. Cam asta am vrut să spun astăzi. Din nefericire, noi am așteptat foarte mult o metodologie, n-am primit-o, de aceea această metodologie, în mod cert, trebuie anulată cât de repede posibil. Nou Parlamentul trebuie să facă ordine în legislația, care a fost îmbunătățită, nu vreau să spun, a fost îmbunătățită, dar are nevoie de corectări. Lucrurile acestea noi le vom face și din partea ei de viitor le vom transmite noul legislativ de toate lucrurile care trebuie făcute, iar în prezent ANLE-ul pur și simplu trebuie să-și readucă în ordine activitatea lui și să nu creeze perturbații pe piața produselor petroliere, de altfel creează senzația că îi fac lucrul acesta exact în ajun de alegere, ai impresia că vor să facă un sabotaj economic și lucrul acesta cu certune nu trebuiește nimănui și nu cred că există un jucător politic care are nevoie acum de scandaluri în ajun de alegere. Atâta pentru asta și încă o dată amintesc, aceste analize economice sunt rezultatul muncii IDIS Viitorul, privesc eu și le puteți vedea pe pagina noastră și pe pagina ionita.md. Vă mulțumesc!